Vreau să vă anunț că astăzi a fost înregistrat proiectul de lege ce propune modificarea codului electoral și a legii cu privire la statutul deputaților prin introducerea sistemului uninominal de circumscripții. Proiectul de lege a fost înregistrat cu numărul 60 cu data de astăzi. Înregistrarea proiectului de lege nu înseamnă că urmează să ieși și intrăm în procedurile de vot. Am înregistrat proiectul de lege în primul rând pentru a fi trimis spre expertiză juridică și analiză Comisiei de la Veneția. Așa sunt procedurile Consiliului Europei, ca un proiect de lege să fie, sau o propunere legislativă să fie analizată de Comisia de la Veneția, trebuie să fie înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova și astăzi proiectul de lege a fost